națiune și urez bun venit la un nou clip, bun venit la o nouă recenzie. Astăzi vorbim din nou despre Casa Mancera și vorbim despre un parfum foarte interesant. Un parfum pe care eu îl consider a fi o variantă mai serioasă, mai întunecată, mai sobră, mai matură, dacă vreți, a acestui parfum. Și știți foarte bine ce este asta. Este la Lic Omaj Alon, unul dintre parfumurile mele preferate, all time, o nebunie în care tonurile de violetă și lemnul de agăr se joacă absolut armonios. Însă, acesta este un parfum care pentru mine cel puțin este foarte revigorant, proaspăt totodată, un parfum extrem de masculin și de elegant, de foarte, foarte mult bun gust și rafinament. Dar parfumul despre care vă vorbesc astăzi vine și, hai să zicem, se transformă, dacă vreți, într-o variantă serioasă a lui Omajalom. Vorbesc despre Mancera Aud Violet. Pentru că ăsta este parfumul despre care vreau să vă vorbesc astăzi. Prezentarea tipică celor de la Mancera, cutia de carton care pe noi nu ne interesează și desigur, săculățul minune pe care îl primești întotdeauna cu parfumurile acestei case. Aud Violet este un parfum care a apărut în 2014 și se concentrează pe aceleași două ingrediente principale, la fel ca și uh, omaj al om de la Lalique, în speță lemnul de agar și nota de violetă. Interpretarea însă este puțin mai... Uh, complexă, este puțin mai uh, întunecată, mai sobră, mai serioasă, dacă vreți și, deși, la Licomaja al este un parfum pe care poți să-l porți pe perioada întregului an, este un parfum pe care poți să-l porți și vara, de exemplu, lucru pe care eu l-am făcut, pentru că este absolut extraordinar parfumul, acest Out Violet nu prea merge chiar în orice fel de scenariu, nu prea merge chiar în orice condiții de temperatură, nu prea merge chiar la orice ținută, tocmai prin prisma caracterului său uh, Hai să zicem mai matur, mai serios. Un parfum creat, desigur, de Pierre Montal, cu o compoziție foarte interesantă din punctul meu de vedere. Avem în tonurile de vârf note verzi, avem de asemenea bergamotă și uh, condimente. În notele de inimă avem, desigur, violetă, avem lemn de agar și paciuli, în mod surprinzător. Și spun chestia asta pentru că, cel puțin la nivelul pielii mele, nota de paciuli este foarte, foarte fadă în această compoziție. Iar în notele de bază avem vetiver, mușchi și ambră. O compoziție relativ simplistă, aș putea spune, nimic complicat, nimic ieșit din comun, nici la licomaj la nu are o compoziție foarte complexă. Dar, repet, accentul cade pe exact aceleași ingrediente, exact același acord principal format din violetă și lemnul de agăr. Și vei resimți din plin ambele, în mod deosebit lemnul de agăr, de data aceasta, în această compoziție, pentru că este un lemn de agăr mai greoi, este un lem de agăr mai dominant comparativ cu Omaja om de la Lalic. Este un lem de agăr mai cărnos, ar fi termenul descriptiv propice pentru agărul întâlnit în Aud Violet. Totodată însă ai nota de violetă care de data aceasta comparativ cu Omaja lum om de la Lalic este de asemenea mai întunecată, este mai serioasă, este mai profundă. Și tocmai de aceea parfumul nu comportă un aspect, hai să zicem, ca și la Licoma Jalon, oarecum revigorant, efervescent într-o oarecare măsură, aș îndrăzni să zic, ci mai degrabă un parfum pentru scenarii mai formale, dacă vreți, semi-formale, formale. Cu toate acestea însă, ai și niște condimente care contribuie la acest aspect, în plus ai nota aia de ambră și de asemenea ai nota aia de mușchi, care de asemenea vin și contribuie la, hai să spunem, maturitatea acestui parfum. Deschiderea este foarte puternică, este dominată, din punctul meu de vedere, de combinația aia de condimente cu tonuri verzi. Bergamota este aproape insesizabilă, cel puțin la nivelul pielii mele. Este quasi inexistentă, dar tonurile alea condimentate, combinate cu tonurile verzi, sunt extrem de prezente. Și la câteva secunde distanță, propriu după prima aplicare, din spate își face simțită prezența nota de lendeagăr, care este extrem de agresivă, aș zice, de obtrusivă, este extrem de dornică să preia conducerea întregii creații, dar este oarecum ținută sau mai bine zis echilibrată, dacă vreți, de nota aia de paciuri, care, repet din nou, este un pic cam prea fadă pentru mine. Nu mă deranjează pentru că probabil ar fi închis și mai mult acest parfum, și probabil că nu mi-ar mai fi plăcut la fel de mult și nici n-aș fi găsit similitudine cu acest omaj de la Lalic. Dar, ulterior, apare nota de violetă. Și nota de violetă este, de fapt, ingredientul secret în această compoziție. Este ingredientul care menține parfumul pe linia de plutire, îl echilibrează complet și nu îl lasă să se ducă în zona întunecată, să devină prea gotic, dacă vreți, să devină prea, prea întunecat. Este nota care vine și oferă o oarecare doză de prospețime, o oarecare doză de, hai să zicem, luminozitate pentru o oarecare măsură, deși nu știu dacă ăsta este cuvântul propice ca să descrie ceea ce face nota de violet în această compoziție, ajutată de data aceasta și de nota de vetiver și nota de mușchi. Două note care vin cu interpretări, hai să zicem, oarecum luminoase, între ghilimele oarecum luminoasă, pentru că vetiverul nu este un vetiver întunecat, nu este un vetiver pământiu, nu este un vetiver care te duce cu gândul la, nu știu, la, la lichen crenoar, de exemplu. Ca să vă ofer un exemplu pe care cred că îl cunoaște toată lumea în momentul de față. Și tocmai datorită ajutorului oferit de nota de mușchi și de nota de vetiver, nota aia de violetă reușește să se facă resimțită și odată cu trecerea timpului se întâmplă un lucru foarte interesant, exact cum se întâmplă și în omaj al om de la Lalic. Și v-am mai spus chestia asta pe parcursul anilor. Ăla este un parfum care pe mine, adică ăsta, care pe mine comportă două aspecte total diferite când vine vorba despre purtare. În anotimpul rece sau în anotimpurile reci este un parfum în care nota de agăr domină compoziția în anotimpurile calde, nota de violetă este cea care domină compoziția și se face resimțită cel mai puternic la nivelul pielii. Într-o oarecare măsură, același lucru se întâmplă și aici, dar fără aspectul numit condiții climaterice. În sensul în care, deși e parte de deschiderea extrem de puternică, de condimentat lemnoasă ar fi termenul și oarecum agresivă cu simțurile, ulterior, undeva prin zona de mijloc a inimii parfumului, Nota aia de violetă răsare nitrodată foarte puternic și pune stăpânire pe uh, toată compoziția. Făcând lemnul de agăr să se, se retragă în spate împreună cu condimentele, împreună cu tonurile verzi și împreună cu nota aia de ambră, propriu zis asta devenind substratul pe care nota de violetă își desfășoară, hai să zicem, uh, mica povestioară pe care o are de spus. Și îmi place chestia asta. Poate mi-ar fi plăcut chiar de la bun început să întâmple chestia asta. Nu se întâmplă, asta este. Dar îmi place cum se dezvoltă parfumul Per total, per general Este un parfum destul de liniar Nu vei avea parte de niște tranziții foarte mari De niște tranziții spectaculoase De niște fluctuații Care să te facă să zici Wow, pe perioada purtării Absolut deloc Există, propriu zis, o singură tranziție Și asta este uh, ceea ce v-am relatat adineori. Așa anume momentul în care Nota de violetă Parcă sufocată, dacă vreți Se enervează și iese în față preluând conducerea și rămâne până la final. Asistată însă din spate de tonurile de lemn de agăr, de nota de ambră, de nota de paciuli și uh, de condimente. În mod săi, propriu zis, se transformă mai degrabă într-o violetă condimentat lemnoasă. Asta ar fi traducerea cea mai propice. Tot în aceeași, uh, hai să zicem, fază în care violeta începe să explodeze, să iasă la suprafață, parfumul ăsta începe să semene foarte mult cu omaj de la Lic. Începe să semene foarte mult ca și caracteristică olfactivă, ca și comportament totodată, dar își menține oarecum, hai să zicem, trăsătura aia mai matură, mai, mai scorțoasă, între ghilimele, dacă vreți. Mai, nu neapărat mai premium, pentru că, sincer să fiu pentru mine, nu există această catalogare când vine vorba despre aceste două parfumuri. Din contră, dacă ar fi să aleg unul dintre cele două, aș prefera și aș alege cu ochii la lic o om, pentru că este mai, mai, mult pe specificul meu, mai ales că este mult mai flexibil și mai versatil în purtare. Dar asta nu înseamnă că Oud Violet este un parfum rău, absolut deloc. Absolut deloc. Este un parfum absolut excelent. Dar, repet, trebuie să fii foarte atent înainte să-l cumperi, mai ales dacă nu l-ai mirosit, nu l-ai testat în prealabil. Uh, să ai foarte mare grijă să-ți placă genul ăsta de parfumuri și anume un pic mai mature, un pic mai sofisticate din punctul ăsta de vedere. Un parfum cu o performanță absolut excelentă, la fel ca și la licomaj om. Două parfumuri care din punctul meu de vedere, la nivelul pielii mele, stau cam la fel. N-am -am sezizat nicio diferență. De urmare, ăsta pentru mine este un parfum de tip monstruos, recte și Aud Violet este un parfum de timp monstruos când vine vorba despre longevitate. Când vine vorba despre proiecție, aici aș avea o mică chestiune de remarcat, în sensul în care pentru mine la licomajalon proiectează mult mai puternic, o perioadă mult mai mare de timp comparativ cu Aud Violet. Aud Violet este foarte puternic, foarte brutal și foarte multe ore proiectează foarte gălăgios la nivelul pielii mele de am foarte mare grijă cât aplic uh, momentul în care aplic uh, și momentul în care mă hotără să-l port dar, comparativ între cele două pe mine, pe pielea mea totuși, omaj al om proiectează mai mult și mai tare o perioadă îndelungată de timp, comparativ cu Outwild din punct de vedere al siajului aș face exact aceeași remarcă ca și în cazul proiecției. Drept urmare, amândouă sunt excelente, să ne înțelegem foarte clar. Din punct de vedere al performanței, ambele sunt două parfumuri excelente, cel puțin din experiența mea cu aceste două compoziții. Din punct de vedere al scenariilor de purtare, e bine, aici apare marea diferență, zic eu, în sensul în care ăsta nu este la fel de versatil și la fel de flexibil ca și fratele lui de designer și anume la Lico Majalom, Asta este mai degrabă un parfum mai, mai sofisticat, mai pretențios din punct de vedere al scenariilor de purtare, din punct de vedere al ținutei de purtare și, în mod evident, din punct de vedere al categoriei de vârstă a purtătorului. Este un parfum care merge la ținută semiformală, dar în mod deosebit merge la ținută formală. Este un parfum care se pretează unei ținute elegante, un parfum care se pretează, un eveniment social mai, hai să zicem, important sau un eveniment de viață în general important, oricare ar fi acela, un parfum care cere un anumit cod vestimentar în momentul în care vrei să-l porci. Cu toate acestea însă, parfumul poate fi purtat din punctul meu de vedere și la o ținută casual, dar asta mai degrabă în ideea în care, nu știu, te hotărăști să te îmbraci în piele, de exemplu, din cap până în picioare sau e genul de cetățean care afișează tot timpul o ținută de genul ăla bad boy dacă știți, precum în filmele americane, atunci văd purtat într-o astfel de situație și la o astfel de ținută acest parfum. În rest, ținută semiformală și mai ales formală. Un parfum considerat unisex, dar personal consider că înclină balanța foarte mult spre zona de masculin, foarte mult. Cu toate acestea însă, asta nu înseamnă că doamnele nu-l pot încerca și că nu-l pot iubi, acest Out Violet, dar pentru mine personal este un parfum masculin, la fel cum este și omaj al om de la Lalique. Două parfumuri absolut excelente, dacă iubești nota de violetă și dacă iubești nota de agăr, interpretări oarecum similare. Atenție, când zic similare, nu înseamnă că parfumurile sunt identice. Similar înseamnă una, identic înseamnă alta. De urmare, sunt similare datorită compoziției, datorită exprimării acordului principal din această compoziție, datorită performanței de asemenea, dar aia nu înseamnă că sunt identice ca și miros. Repet, ăsta este matur, mai sofisticat, mai bătrânesc, dacă vreți cu ghilimele de rigoare. Ăsta este mai fresh, este mai proaspăt, este mai revigorant și mult mai flexibil în purtare, în funcție și de scenariile de temperatură. Out Violet primește recomandare din partea mea, vi recomand cu toată căldura dacă iubiți nota de agă și nota de violetă. Ca întotdeauna vă recomand să vă faceți rost de un eșantion sau de o mostră și să purtați parfumul de câteva ori pe pielea voastră, să vedeți cum se comportă, să vedeți cum miroase, să vedeți ce performanță obțineți, care sunt notele care sunt cele mai prezente la nivelul pielii voastre, și abia ulterior, pe baza propriilor voastre concluzii, să vă duceți să vă cumpărați sticla întreagă. Și eu tot ce pot să fac este să vă povestesc experiența mea și ceea ce trăiesc eu folosind un astfel de produs. Ceea ce mi se aplică mie nu vi se aplică obligatoriu și vă celor care vă uitați la conținutul meu. Nu vă luați niciodată după ce vă zic alții în mediul online, întotdeauna testați voi personal în așa fel încât să evitați să cheltuiți bani inutil pe propagandă de marketing și plasare de produse, ca ulterior să ajungeți să regretați că ați investit banii respectivi. În această ordine de idei, acest parfum se află disponibil la decantare. Pentru cei interesați de aspectul ăsta numit decantare, vă ofer decanturi de 5 sau de 10 ml când vine vorba despre parfumurile de nișă și decanturi doar de 10 ml când vine vorba despre cele de designer. Mă contactați pe adresa de e-mail gavohdarondiahu.com și acolo vă pun la dispoziție listele cu produsele disponibile și cu prețurile aferente. Totodată, reamintesc în cazul că ați uitat, toată luna august, absolut toate decanturile au un discount suplimentar de 15% din prețurile afișate în liste. Cine e interesat, mă caută pe mail, acolo discutăm tot, acolo rezolvăm tot. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc întotdeauna tuturor, vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul acordat, pentru suport și dați-mi voie să vă urez! Toate cele bune. Numai bine.